Eu sunt alături de fermieri, așa cum am fost în ultimii 4-5 ani de zile. Promovăm interesele fermierilor pentru că ei sunt în stradă, nu de bunăvoie. I-au scos cei care astăzi conduc. Republica Moldova a votat o lege rapidă, în două lecturi, fără să țină cont de solicitările fermierilor și de necesități. De fapt, au votat o lege nefuncțională, iar Maia Sandu a fost rugată prin protestele fermierilor să nu o promulge. Dar și credeți că a ținut cont de faptul că fermierii sunt în stradă din cauza acestei legi? Nu. A fost publicată în Monitor oficial, asta înseamnă că a fost promulgată. Iar astăzi fermierii au venit în fața președinției, ei au venit să ceară ca Maia Sandu să nu promulge legea. Când au ajuns aici, deja au aflat că Maia a promulgat legea. O să vedem și o să ascultăm ce spun fermierii care s-au adunat aici. Bună ziua! Domnul Ștefan, așa cum ați anunțat ieri, vă adunați în fața președinției. De ce vă nemulțumește aceasta? Știți cum este făcută această lege? Exact în stilul lui Borea. Cum a făcut și creditul ăsta agricol garantat stat, care nu este funcțional și nu beneficiat fermierii. Așa este și această lege. Aș da un exemplu, cum noi am solicitat un utilaj ca să folosim în câmp, să aduci utilajul, îl pune în câmp, dar nu-ți dă voie să folosești tractorul. Iată așa și această lege, nu este funcțională. Acest lucru a fost confirmat și ieri de către furnizorii de inputuri și au spus clar că această lege este doar pentru perioada agricolă, datoriile acumulate perioada agricolă 2024. Furnizorii de inputuri au zis că noi nu executăm fermieri care au datorii pe anul 2024. Noi suntem nevoiți să executăm fermieri care au datorii istorice de 2022-2023. Și această lege este nefuncțională. De ce spuneți că nu vă calificați la acest ajutor? Sunt criterii clare acolo. În loc să ia modelul exact cum în România, fără niciun criteriu, nimic, ai declarat stare de urgență, după aceea te uiți mecanismele clare care se ies din situația de criză, eu declarat stare de urgență și au pus niște criterii care se divizează fermierii. Îi divizează și pur și simplu nu este funcțional. Deci legea nu o să fie aplicată la cei care au mai puțin de 50% din culturile din suprafața gestionată afectată. Gradul de afectare trebuie să fie numai puțin de 60%, dar întrebarea noastră și problema nu este doar de anul 2024, este și anul 2022, anul 2023, când noi am avut motorinul cu 32 de lei. Când noi am avut îngrășăminte cu 30.000 de lei, iată de acolo se trag probleme. Când au crescut dobânda bancară cu 10% peste noapte, iată aici sunt probleme care s-au acumulat. Astăzi ați fost, o parte din fermieri ați fost invitați la Consiliul Economic, totuși de ieri ați anunțat că nu participați. De decizia membrilor Consiliului, membrilor asociației care sunt membri și în Consiliul Economic și eu personal, este că nu o să mergem la această ședință atâta timp cât o să fie în fruntea Ministerului domnul Boli. Ce planificați cu protestele? Păi protestele o să continue. Noi astăzi am venit pentru că noi, prin intermediul presiei, am încercat să dăm niște semnale și am solicitat această întâlnire președintele țării, președintele Parlamentului, prim-ministru, guvernatorul Băncii Naționale. Și întrebarea noastră este chiar, sunt atât de ocupați că în timp de un an de zile nu putem să ne așezăm la o masă discuție în formatul ăsta. Mai că condiția noastră este ca această ședință să fie publică, transmisă live, ca să înțeleagă societatea ce mai vor și agricultorii ăștia. Iată, asta este mesajul nostru. Și nu ne creează impresia că actuala guvernare, având toate pârghiile și toată puterea în stat, le este frică să întâlnească niște simpli fermieri să așeze la masă discuții, să discutăm problemele reale și mecanismele care au fost impuse de către acest ministru al agriculturii și care nu sunt funcționale niciun. Dar în primăvară, pe jumătate de an, un mecanism pe jumătate de an, în primăvară și trebuie să vindeți ca să începeți să fie bun de plată. În primăvară o să trebuiască să vindem bucăți din ficat, hrănici, ceva ca să vindem. Păi da, legea asta intră în vigoare. Acum și ies în primăvară când voi trebuie să aveți. Nu are nicio logică, nu a fost consultată cu fermierii, nu a fost chiar în dimineața zilei când ministrul agriculturii a mers la Parlament ca să voteze această lege. Președintele asociației și directorul executiv au mers cu amendamente în scris și au transmis și domnului Trupcă la Parlament, au transmis și președinții, i-au mânat personalul Bolea în mână, i-au mânat și cel mai interesant,
că acolo a fost inclus și noi am cerut, noi fermieri am cerut ca în această lege să fie inclus și furnizorii de inputuri. Ca ulterior și ieri am văzut un discuție destul de aprins între fermieri și furnizorii de inputuri că Volea ne-a atât a reușit omul acesta ca să ne pună, nu destul că acum noi suntem puși rău în fața societății, dar acum suntem puși rău și în fața furnizorilor de inputuri. Adică nu face nimic altceva decât să destabilizeze, să dezbine fermierii. Și acum care e logica să mai fiți la președinții dacă mai la toate protestele voastre o luat și o promulgat legea, este publicată în Monitor oficial? Alexandru Legei... Susar, eu pus astăzi o întrebare. A trecut peste orgoliul lui și eu scris un mesaj. Și eu zic că legea a fost necesară de promulgat rapid și urgent. Care este funcționalitatea? Efectul care este? Câți fermieri au beneficiat de creditul de care vorbea Bolea ca instrument mega deci important? În primăvară noi am luptat la protest și am cerut ca să fie credite garantate de stat ca să putem să restructurăm creditele noastre, să putem să lucrăm, să luăm. Nu a fost funcțional. Bolea a declarat, nu noi. Bolea în emisiune a declarat 48 de fermieri au beneficiat de acest tip de credit. Dar vă spun eu cu siguranță că niciunul din cei care aflați în dificultate nu a beneficiat nici de un leu de la sistemul bancar. Nici de un leu. Numai la Cahul sunt acte de constatare pe 2023, peste 400 de fermieri. Peste 400 de fermieri. Despre ce vorbim noi? Înseamnă că ei mecanismele care le inventează acum și ungul ochii societății? Toate mecanismele care le-au inventat Bolea din 2020 până acum nu au fost funcționale absolut niciunul. Și de fiecare dată au pus criterii, diferite regulamente. Acum o schimbat și regulamentul de subvenționare și o să rămână uimiți fermierii că deja, iată, acum mergeam pe drum. Și noi am aflat, ne-am bucurat că băi, s-o scos, discutam de plățile direct pe cap de animal în zootehnie. Au ovine, da? Anul trecut s-o dat, anul acesta au scos ovinele, au lăsat mamioarele, care și acela, sunt foarte puțini. Ca să aflu acum de la colegul meu că mioarele, dar nu mai puțin de 30 și nu mai mult de 50. Practic, de 50. De 50 de mioare, adică practic o să beneficieze 25.000 de lei, să spunem așa, pe gospodării, dintre care trebuie să achizi la cel care face dosarul, trebuie să achizi la asigurare și rămâi cu 10.000 de lei. Adică niciun sens. Stimulează asta sectorul zootehnic? De fiecare dată regulamentul de subvenționare a fost modificat în timpul jocului, de câteva ori. Băieți se duc, cumpără utilaje, nu subvenționează. Să apuc să investească în zootehnie, să trezesc că s-a schimbat regula, gata, nu mai beneficiez de plăci directe. Cam așa, iată. Dar poate sectorul și-a revenit și nu mai are sens să mai investim. Păi sectorul de ani zile a demonstrat că este cel mai bine dezvoltat, avem multe vaci, nu știu unde vaci, că eu la mine dar sat. Dar păi s-a lăudat ăștia că au de 3 ori mai mult lapte deja pe... Eu nu știu ce mulghi e acolo până la urmă, trebuie să întrebăm deputații ăștia, mega deputații ăștia de ștepța noștri, să vină să ne spună ce s-au apucat ei mulți în satele noastre. Eu crescut productivitatea de lapte. Eu cred că ei numai nu vacile mulți. Noi vaci nu avem ferma de troli. Mulțumim, Serge.